Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Excelența voastră, Petru Gherghel, episcop emerit, Excelența voastră, Aurel Percă, episcop auxiliar al diecezei noastre, cucernice părinte rector, dragi frați într-o preoție, iubiți credincioși, astăzi sărbătorim hramul catedralei noastre. Suntem prezenți în această biserică pentru a-L lăuda pe Dumnezeu, că ne-a dat-o pe Preacurata Fecioară Maria și în ea un model strălucit de urmat pentru ca să ajungem la scopul vieții noastre, care este cerul, acolo unde ea a fost înălțată, ridicată cu trupul și cu sufletul. Astăzi este și ziua de naștere a preasfințitului Aurel, așa cum știm prea bine. N-a ales el sigur această zi, dar a fost norocos. Și o rugăm pe Preacurata Fecioară Maria să-l ia în grija și ocrotirea ei de mamă și să-i împlinească toate gândurile bune pe care le are în slujirea lui Hristos și în slujirea poporului lui Dumnezeu. Și totodată vă îndemn pe toți să ne reculegem la începutul Sfintei Liturghii și în spirit de credință să așezăm pe altarul Domnului și la picioarele Preacuratei Fecioare Maria toate intențiile noastre bune. O rugăm să ocrotească în mod special catedrala noastră și dieceza noastră. Preasfințite Aurel, vă rog să prezidați această sfântă liturghie. Să ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Kyrie eleison, Kyrie.
Ahinakshelsisteho. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care pe neprihănita Fecioară Maria, născătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și cu sufletul la slava cerească, dă-ne, te rugăm, halul că atinzând purul la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtași de mărirea ei, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor.
Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer și a fost văzut chivotul alianței lui în templul său. Și s-a arătat în cer un semn mare, o femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată, striga în chinurile nașterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn în cer, iată, un dragon ca de foc, mare, având 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe. Coada lui târa a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea femeii care trebuia să nască pentru a devora copilul când va fi născut. Ea a născut un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul său, iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Și s-a auzit un glas puternic în cer spunând, acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său. Cuvântul Domnului. Toată frumoasă ești, Marie, și prihană strămoșească. Nu, nu, nu este în tine. Oh,
frumusețea ta. El îți este stăpânul, prosternă-te în fața Lui. Din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți, fiind începutul învierii celor adormiți. Căci, de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel în Hristos, toți vor fi raduși la viață. Dar fiecare la rândul lui, cel dintâi Hristos, după aceea cei care sunt al lui Hristos la venirea lui, apoi va fi sfârșitul, când el va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și putere, căci el trebuie să domnească până când va pune toți dușmanii sub picioarele lui. Ultimul dușman care va fi nimicit este moartea. De fapt, toate l-a supus sub picioarele lui. Cuvântul Domnului. A fost înălțată la ceruri, corurile de îngeri se bucură. Să fie cu voi. Și cu
Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă în ținutul muntos într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei! Și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde mi este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spusei de Domnul. Maria a spus: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimilor, i-a dat jos de pe tron pe cei puternici și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului! Excelențele voastre, cucernici părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, iubiți cinstitori ai Preacuratei Fecioare Maria. Cu siguranță că în zilele trecute, în Așița care a domnit timp de o săptămână, fiecare dintre noi au ridicat ochii spre cer să vadă dacă nu vine vreun nor, dacă nu vine cumva ploaia. Suntem obișnuiți, da, să ridicăm de multe ori privirea spre cer. Sau, sigur, putem să facem apel și la o amintire mai din copilărie, poate atunci când trăiam la țară și în luna august priveam noaptea cerul și vedeam stelele căzătoare sau meteoriții. Ne bucuram sau admiram această cădere. Este bine din nou să spun că din când în când nu strică să ridicăm privirea spre cer, dar sărbătoarea de astăzi ne invită și mai mult să ridicăm ochii spre cer, pentru că o sărbătorim pe Preacurata Fecioară Maria, ridicată cu trupul și cu sufletul la cer, așa cum enunțăm această dogmă sau când ne rugăm rozarul. Este o zi deosebită și pentru creștinătate, pentru că toți creștinii, de orice confesiune, creștinii, catolicii, ortodoxi, o sărbătoresc pe Preacurata Fecioară Maria. Noi folosim acest limbaj comun cu orientalii, adormirea Maicii Domnului. Celelalte popoare, latine mai ales, folosesc ridicarea Preacuratei Fecioare Maria la cer.
oricare ar fi limbajul, esența sărbătorii este aceeași. Maria a fost ridicată cu trupul la cer, adică a înviat asemenea Fiului ei și putem spune că a intrat în slava cerească, așa cum mărturisește tradiția creștină, cu trupul și cu sufletul. Iată motivul sărbătorii de astăzi și motivul prezenței a poate milioane de credincioși la toate sanctuarele din această lume, începând de la noi, Cacica sau Maria Radna sau sanctuarele greco-catolicilor, bisericile ortodoxilor, mergând la marile sanctuare cu tradiție din această lume, lumea a alergat ca să o cinstească pe Preacurata Fecioară Maria și poate mai mult să mulțumească lui Dumnezeu pentru că printre însa continuă să facă lucruri mari. Spuneam de faptul că este bine să ridicăm privirea la cer pentru că dincolo de norii pe care îi așteptăm, dincolo de stelele căzătoare sau dincolo de admirația stelelor, a lunii, a soarelui, admirăm și trebuie să admirăm pe făptura cea mai luminoasă, steaua cea mai strălucitoare, pe Preacurata Fecioară Maria. Un filozof de la începutul secolului trecut spunea că omenirea de astăzi suferă de amnezia veșniciei. Uităm de veșnicie, nu mai suntem obișnuiți să ne gândim la veșnicie. Și în zgomotul acesta infernal, uneori în care ne aflăm în acest vacarm care ne înconjoară, de multe ori nu găsim timp să ne ridicăm măcar privirea interioară spre Dumnezeu. Sărbătoarea de astăzi este de aceea și o chemare pentru noi să ne uităm la cer, să privim cerul și dincolo de elementele materiale să-L descoperim pe Dumnezeu care domnește în cer, să descoperim prezența Sfinților, dar mai ales a Preacuratei Fecioare Maria. Trebuie să știm că totdeauna atunci când noi venim la biserică sau încercăm să ne trăim datoria de creștin, trebuie să plecăm de la elementele fundamentale ale credinței noastre. Și când spunem crezul sau când recităm rugăciuni, toate sunt făcute în spirit de credință. Totdeauna și uneori poate în momentele de cumpănă, încercăm atunci să ne ridicăm privirea cerând cu insistență ajutorul lui Dumnezeu. Și totuși, repet, sărbătoarea de astăzi este o invitație să privim ceea ce este, ceea ce va veni mai bun pentru noi, ceea ce va fi mai frumos pentru noi, cerul, împărăția lui Dumnezeu, acolo unde a ajuns Preacurata Fecioară Maria. Mi-amintesc de anii trecuți când avem aici pe Părintele Director Spiritual, a spus o pildă foarte frumoasă cu o linguriță, o bătrână care a cerut ca atunci când va fi mormântată să îi se pună o linguriță în sicriu. Și întrebată fiind de ce dorește acea linguriță, ea a spus că totdeauna când era invitată la diferite mese se uita dacă este o linguriță și dacă vedea lingurița știa că va urma tortul. Va urma ceea ce este mai bun. Sărbătoarea de astăzi este pentru noi o asemenea invitație, că urmează ceva mai bun, mai frumos, acolo unde ne-a precedat Iisus prin învierea sa și unde a dus-o și pe Maica sa prea iubită, Preacurata Fecioară Maria. La 14 august 1941, 10 ani buncărul de tristă amintire de la Auschwitz, Maximilian Kolbe. Era ziua când a fost ordonată omorârea lui. A venit soldatul să facă injecția cu venin și brusc Maximilian Kolbe l-a întrebat pe soldat ce zi este astăzi, pentru că el pierduse numărătoarea zilelor, fiind absolut izolat în acea închisoare. Și soldatul a răspuns imediat, este 14 august. Și atunci, zâmbind, Maximilian Kolbe a spus, da, este ajunul
ridicării Preacuratei Fecioarei Maria la cer. Este vigilia sărbătorii ei. Mâine o voi întâlni și voi face sărbătoare cu dânsa. Tocmai această credință a lui Maximilian Kolbe în veșnicie și în cer l-a făcut să treacă peste acele aspecte inumane la care a fost supus în lagărul de exterminare de la Auschwitz. Datorită credinței sale puternice în înviere și în ultimul cuvânt al lui Dumnezeu, a știut că nu răutatea oamenilor, nu greutățile, nu suferința sunt ultimul cuvânt, dar frumusețea cerului, acolo unde este Maria. Pentru noi este valabilă mereu această chemare de a trece de la enunțul teoretic al dogmelor sau al credinței noastre, atunci când spunem credem în învierea morților, în viața veșnică, să trăim astfel încât viața noastră să fie urânduită, încât, într-adevăr, să ajungem și noi în slava cerului. Spuneam la început că în Biserica Orientală și în limbajul nostru folosim ca titlu pentru sărbătoarea de astăzi Adormirea Maicii Domnului, Dormitio Virginis, ultimul somn al Preacuratei Fecioare Maria. Și cu siguranță mulți ați văzut în iconografia orientală cum este reprezentată Adormirea Maicii Domnului. Maica Domnului este înconjurată de apostoli ca și cum ar fi încă în cenacol, acolo unde erau împreună înainte de Rusalii, așteptând darul Duhului Sfânt. Iisus o ține pe această copilă, mama, Maria, în brațe, pentru că Maria, copila de data aceasta, este mai mică, mică pentru împărăția cerurilor, acolo unde Hristos vrea să o ducă pe cea care i-a dat din sângele ei sânge trupului său omenesc. Frumoasă reprezentare a lui Iisus care o duce pe Preacurata Fecioară Maria în slava cerului. Am putea spune de aceea că sărbătoarea de astăzi este și un mulțumesc al Fiului sau al lui Dumnezeu față de mama care i-a dat viață. Dacă noi, în ordinea pământească, suntem așa de obișnuiți să fim recunoscători mamelor noastre, de ce oare nu și Dumnezeu putea să fie să-și arate recunoștința față de mama care i-a dat trup Fiului lui Dumnezeu, care l-a însoțit în viața sa pământească și care a ajuns chiar la picioarele crucii, suferind împreună cu Fiul ei. Acest lucru trebuie să ne umple și mai mult de dorul de a trăi mereu împreună cu Iisus, dar și cu Maria, pentru că prin Maria ajungem la Iisus și mai departe la Dumnezeu. Iubiți credincioși, care este motivul de fapt fundamental pentru care Biserica a declarat această dogmă a ridicării Preacuratei Fecioare Maria cu trupul și cu sufletul la cer? Este un mister. Dacă am încercat, sigur, să explicăm misterul, nu reușim decât să bâlbâim sau să spunem câteva cuvinte, pentru că este planul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu care a voit să facă o asemenea minune, dar dacă a voit să interpretăm într-o cheie mai omenească, am putea spune că este consecința firească a faptului că Preacurata Fecioară Maria l-a născut după trup pe Fiul lui Dumnezeu. I-a dat trup din trupul ei. Și dacă Iisus a înviat și cu trupul și a intrat în slava cerească, cea care i-a dat trup omenesc nu putea să sufere putrezirea. De aceea este această credință încă din vechime, din primele veacuri, că Dumnezeu a înălțat-o pe Preacurata Fecioară Maria cu trupul și cu sufletul la cer. Declararea dogmei ca atare a venit mult mai târziu, în anul sfânt, din anul 1950, când Papa Pius al XII-lea, adunând această tradiție străveche și bazându-se pe mărturiile și dorințele tuturor creștinilor și a păstorilor, declară în mod solemn că Preacurata Fecioară Maria, într-adevăr, se află în slava cerului.
ceea ce sărbătorim astăzi, dar care, de fapt, în tradiția poporului creștin a fost mereu o sărbătoare trăită, simțită și gustată de toți credincioșii. Pentru noi, sărbătoarea de astăzi este o invitație să cultivăm în noi dorul după cer, să ne trezim dorința după cer și dacă privim cerul din când în când, să ne gândim că mai presus de ceruri este cea pe care noi astăzi o sărbătorim, care noi o înconjurăm cu dragoste de fi, mulțumindu-i Preacuratei pentru că ne este mamă, pentru că este mama Bisericii, este mama tuturor și pentru că ne însoțește mereu. Sfânta Teresa de Lisieux, în ultimele pagini ale autobiografiei sale, Istoria unui suflet, are câteva cuvinte foarte semnificative și care pot să fie o invitație pentru noi de a cultiva un asemenea gând, un asemenea exercițiu, de a privi cerul. Spune Sfânta Teresa, presupun că m-am născut într-o țară cufundată în bezna cea mai densă, că nu am contemplat niciodată aspectul zâmbitor al naturii inundată și transfigurată de strălucirea soarelui, dar chiar din copilăria mea, este adevărat, aud vorbindu-se de atâtea minunății, adică de o țară plină de soare. Știu că țara în care mă aflu nu este patria mea, că patria mea este o altă țară spre care trebuie să aspir fără încetare. Și aceasta nu este o istorie inventată de un locuitor al patriei triste în care mă aflu, dar este o realitate sigură, deoarece regele patriei soarelui strălucitor a venit să trăiască 33 de ani în țara Întunericului. Vai, Întunericul nu a înțeles deloc că acel rege divin care a venit era lumina lumii. Da, Doamne, fica voastră a înțeles lumina voastră divină și vă cere iertare pentru frații săi. Fecioara ridicată cu trupul și cu sufletul la cer, să ne dea, să ne mijlocească acest har de a aspira și de a privi mereu minunățile cerului, acolo unde dorim să ajungem și să cântăm împreună acel magnificat pe care Preacurata Fecioară Maria l-a rostit pe pământ. Sufletul meu îl preamărește pe Domnul, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri minunate. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez
iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, încrezători în mijlocirea prea fericite Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Bisericii, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul ei, cerând îndurare și ajutor pentru întreaga omenire. Doamne Iisuse, care ai ridicat-o pe Maica ta sfântă cu trupul și cu sufletul la cer, dăruiește-i bisericii tale harul să admire și să preamărească tot mai mult în Maria, ceea ce ea însăși dorește și speră să ajungă. Te rugăm, ascultă-ne! Arată-ne nouă, credincioșilor tăi, cât de aproape este Maria de tine și de oameni. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe fiii bisericii să trăiască mereu în pace și bună înțelegere sub ocrotirea Reginei Păcii. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca prin cinstirea preasfintei Fecioare Maria să crească în noi respectul față de demnitatea femeii. Te rugăm, ascultă-ne! Învață-ne ca după exemplul Maicii tale să primim cu inimă deschisă cuvântul tău, să-l împlinim cu generozitate în viața noastră și să ne străduim să-l dăm lumii, ca astfel să-ți fim frate, soră și mamă. Te rugăm, ascultă-ne! Arată-le tuturor că gloria Mariei este icoana și exemplul desăvârșirii la care trebuie să ajungă poporul lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, Părinte atotputernic, voința ta a fost ca prin preasfânta Fecioară Maria, Fiul tău să vină la noi, iar noi să ajungem la El și împreună cu El la tine. Dă-ne, te rugăm, harul să o cinstim și să o imităm în așa fel în viața noastră, încât bucurându-ne de ocrotirea ei puternică să ajungem la mântuire, prin Hristos Domnul nostru.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să se înalți la Tine, Doamne, ofranda evlaviei noastre și prin milocirea prefericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și cu sufletul la cer, inimile noastre înflăcărate de iubire să fie îndreptate de continuu spre Tine prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi Fecioara Maria, Mama lui Hristos, Fiul Tău, a fost înălțată în mărirea cerului care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea Bisericii Triumfătoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău care călătorește pe pământ un semn de mângâiere și de speranță neclintită. Tu ai ferit de putrezire trupul ei care l-a purtat pe fiul tău și l-a adus pe lume pe creatorul vieții. De aceea împreună cu toți îngerii din ceruri, cu nespusă bucurie, îți cântăm fără încetare.
sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunată lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește am tării în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii noștri, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin.
Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururi, liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea! Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
Să ne rugăm. După ce am primit, Doamne, tainele mântuitoare, te rugăm ca prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria, pe care ai ridicat-o cu trupul și cu sufletul la cer, să ne călăuzești la slava învierii prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povăzuiește-mă și ocurmește-mă pe mine, care sunt încredințați ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Iubiți credincioși, această zi a fost pentru noi o zi deosebită în miezul verii, deoarece privim la această sărbătoare ca fiind învierea Preacuratei Fecioare Maria, Paștele Preacuratei Fecioare Maria. Pentru noi ieșenii, încă un motiv în plus este că patroana bisericii, a catedralei vechi, este tocmai adormirea Maicii Domnului. Zeci de ani de-a rândul s-a celebrat în această catedrală, totdeauna hramul, de când avem această catedrală mai mare, celebrările se desfășoară aici. Această catedrală este dedicată Sfintei Fecioare Maria, Regină. O unitate de mister între ridicarea Preacuratei Fecioare Maria cu trupul și sufletul la cer și încoronarea ei ca regină. Ne vom întâlni așadar și peste o săptămână în această catedrală pentru a desăvârși această sărbătoare între cele două biserici, o unică catedrală, Biserica Episcopului, și mă bucur să adresez și eu la început de drum pentru Preasfințitul Iosif, în biserica căruia ne aflăm acum, să aibă o păstorire bogată, îndelungată, sub ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria, patroana bisericilor noastre, dar într-un chip deosebit a catedralei, a catedrei, unde se află, de fapt, sediul episcopului de Iași. Și dumneavoastră tuturor vă mulțumesc pentru că v-ați asociat la această laudă adusă lui Dumnezeu în această seară, pentru lucrările minunate pe care le-a făcut prin Preacurata Fecioară Maria și o rugăm ca să mijlocească pentru fiecare dintre noi acele haruri de care avem nevoie, pentru familii, pentru bolnavi, pentru oameni în vârstă, pentru cei părăsiți, pentru copii, pentru tineri.
Maica Preasfântă este mama tuturor și de aceea ne încredințăm într-un mod deosebit în această sărbătoare, ocrotirea ei continue. Și acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea finală. Iubiți credincioși, sărbătoritul nu sunt eu astăzi, sărbătorită este Preacurata Fecioară Maria în primul rând și apoi Preasfințitul Aurel, care spuneam la începutul Sfintei Liturghii, are această mare bucurie ca Dumnezeu să fie rânduit în planul Său, ca El să se nască în această frumoasă sărbătoare a Preasfintei Fecioare Maria. Așa că acum la sfârșit, pregătiți-l mulți ani. Așa că acum la sfârșitul acestei Sfinte Liturghii a Hramului Catedralei noastre, Îl preamărim pe Dumnezeu pentru această făptură minunată care este Preasfânta Fecioară Maria, ridicată cu trupul și sufletul la cer. Apoi îi mulțumim și îl preamărim pe Dumnezeu și pentru Preasfințitul Aurel. Și de aceea, ca Dumnezeu să-i dea sănătate, putere de muncă și tot ajutorul de care are nevoie, prin mijlocirea Preacuratei, să-i cântăm prin glasul coriștilor mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc frumos, mulțumesc și corului care a animat această Sfântă Liturghie în cântările înălțătoare, ca întotdeauna, și dorim mai departe să auzim cântări la fel de frumoase la marile sărbători ale noastre. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, care în bunătatea Sa a voit să răscumpere neamul omenesc prin întruparea Fiului Său, din Sfânta Fecioară Maria, să reverse cu belșugare asupra voastră binecuvântarea Sa. Să vă însoțească pururea și pretutind din ocrotirea fericită Fecioare Maria, prin care L-ați primit pe Dătătorul Vieții. Voi care v-ați adunat astăzi cu pietate pentru a celebra sărbătoarea ei, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale și ale fericirii cerești. Și pe voi toți să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.